site-ul acesta am făcut niște screenshot-uri cu această zonă de deschidere a conținutului de la Universitatea MIT de acum. Și vedeți că o secțiune se referă la un portal al educatorilor care folosesc conținut deschis. Observăm în partea de jos a ecranului faptul că aceste resurse pot să fie utilizate de către toți, spunând care este sursa, și putem să căutăm aici o gamă foarte largă de resurse din diferite domenii, specificând care este tipul de resursă pe care vrem să o căutăm, să o folosim. Pornind de la pagina principală, găsim o secțiune cu ghiduri folosite de profesorii de la această universitate și de studenți în această perioadă în care nu se întâlnesc față în față, dar colaborarea continuă puternic online. În ceea ce privește licențele deschise, tot în anul 2001 au fost definite și acestea de către un profesor și avocat american, Lawrence Lessig, care este cel care a pus bazele site-ului Creative Commons, unde aceste licențe sunt definite. Și atunci când o resursă este creată, autorul ei specifică modalitatea în care cei care vor accesa, o vor utiliza, pot să o facă. Se poate ca autorul să ceară ca să se specifice că el este autorul de la care s-a plecat sau nu. Se poate ca resursa să aibă opere derivate sau nu. Putem să cerem ca resursa să fie distribuită fără să fie modificată sau putem să cerem ca resursa să nu genereze opere care să fie comerciale sau se poate ca să dăm acest drept. Ei, pe site-ul acesta Creative Commons, care este un site central pentru ceea ce înseamnă resurse educaționale deschise, putem să ne distribuim resursele pe care le creăm, alegând licențele sub care se face distribuirea. Putem să căutăm la zona de use and remix, să căutăm resurse existente și într-o zonă a site-ului se găsesc și licențele care au fost adaptate pentru România, specific faptul că România a fost una din primele țări care și-a adaptat licențele deschise. Aceasta s-a întâmplat în 2008. Există o zonă pentru a veni în sprijinul profesorilor, educatorilor și a elevilor, studenților de pretutindeni în această perioadă și am făcut un screenshot aici cu o parte a acestor resurse care se referă la motoare de căutare unde putem să găsim resurse educaționale deschise. Resursele, în primul rând, trebuie pentru a fi niște educatori deschiși și a putea să le folosim cu performanța posibilă, trebuie să știm să le descoperim, să le validăm, să le utilizăm pentru învățarea noastră, după aceea pentru a crea singur sau colaborativ cu colegii noștri, cu studenții, alte resurse care să fie folosite de către ceilalți. Dar volumul de resurse care există este imens și ca să ne descurcăm în zona aceasta imensă de resurse, putem să apelăm la un alt motor de căutare cunoscut, se numește Merlo, sau am mai pus aici un proiect mare european care a avut colaborări din întreaga lume cu diferite studii legate de resurse educaționale deschise, de portaluri pentru aceste resurse din întreaga lume. Puteți să apelați și la rezultatele acestui proiect ca să găsiți resurse deschise sau, iată, o resursă educațională deschisă despre resurse educaționale deschise, creat acest Padlet de către un profesor în care a pus motoare ce pot să fie folosite pentru căutarea resurselor. Cum anume le creăm? Iarăși un site foarte cunoscut, OER Commons, în care putem căuta resurse, dar de asemenea putem crea și avem o serie de instrumente pentru a crea noi resurse. Vă recomand cu mare căldură site-ul acesta, Centrul pentru Învățare, creat de mulți ani și întreținut și probabil
portalul cu directorul cu cele mai multe resurse clasificate, de asemenea cu un top al tururilor din, de învățare care este creat de 12-15 ani, Jane Hart, o foarte inimoasă specialistă în e-learning, cu care de altfel am avut bucuria ca la începuturile drumului meu în ceea ce înseamnă e-learning, cursuri online pe un mediu pe care l-am creat în Pearl în 2001, să derulez două workshop-uri internaționale împreună, la care, printre alții, au participat și Stephen Dowes și George Zimans, pe care îi cunoaștem toți ca fiind experți în ceea ce înseamnă e-learning și educația deschisă și de care voi vorbi imediat. Ei, deci am văzut elemente cu care putem să creăm aceste resurse educaționale deschise. Și o serie de portaluri au venit în sprijinul educatorilor de pretutindeni cu resurse pe care să le poată să le folosească în această predare de la distanță care se întâmplă cam de o lună și jumătate în 191 din țări din lume. Probabil proiectul cel mai mare este cel de la UNESCO, care este o coaliție globală a educației, în care găsim strategii din diferite țări, webinarii pentru profesori, pentru persoane din ministere, găsim de asemenea platformele naționale utilizate și o serie de resurse care pot să fie utilizate gratuit de către educatori. Din partea de platforme naționale am luat aici partea care se referă la România, unde sunt cele trei mari resurse utilizate în această perioadă, proiectul EduCred, pe care îl știm și care a pregătit peste 18.000 de profesori dintr-o pătrime din școlile din România, secțiunea de manuale de pe site-ul Ministerului Educației, precum și teleșcoala. Chiar ieri s-a lansat Coaliția pentru Dinamică pentru Resurse Educaționale Deschise, care vine și impulsionează strategii noi în educație care să fie abordate pe plan mondial. O altă serie de proiecte care au fost deschise în această vreme, iată din nou un proiect mare, cunoscut mondial, se referă la universitatea bazată pe resurse educaționale deschise, care are o secțiune pentru această perioadă cu o serie de inițiative și de aplicații. Apoi, site-ul central al Comisiei Europene are o secțiune cu resurse deschise și cu aplicații, platforme, resurse din diferite proiecte. Și, de asemenea, Google are un portal, un hub cu multe resurse în limba română, referindu-se și la platformele pe care le pune la dispoziție, care sunt utilizate în foarte, foarte multe școli din România, Classroom.